Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre la conferința de presă. Mă aflu aici alături de Liviu Miroșanu, viceprimarul municipiului Bacău și ceilalți patru consilieri locali ai Partidului Național Liberal în Consiliul Local Bacău. Scopul acestei conferințe de presă este, așa cum probabil ați anticipat, ședința ce va avea loc în mai puțin de o oră, ședință la care se va discuta un singur punct, respectiv cel legat de Spitalul Municipal Bacău. Ca să intru direct în subiect, aș dori să vă anunț că noi am ales să susținem varianta care ne oferă nouă băcăuanilor, în acest moment cel puțin, cele mai mari șanse de a vedea finalizată structura fostului spital municipal din alte fonduri decât cele locale, fie că vorbim de bugetul local al municipiului, fie că vorbim de bugetul județean. Spitalul municipal a fost lăsat într-un stadiu foarte avansat de administrația PNL. Putem spune că această investiție a început într-o guvernare PNL și am certitudinea și speranța, totodată, că se va finaliza în această guvernare tot PNL. După cum știți, după anul 2016, cu primarul ales pe listele PSD, cu PSD la Consiliul Județean, cu PSD la Ministerul Sănătății și la Guvern, nu s-a întâmplat mare lucru cu această clădire. Cel mult s-a dat de lucru căpușei numită SSPM. După anul 2020, măcar s-a reușit includerea acestui obiectiv pe lista spitalelor finanțate din PNRR, ceea ce este oricum mult mai mult decât nimic. Iar datorită includerii acestui obiectiv pe lista amintită mai devreme, putem astăzi să vorbim despre șansa finalizării acestui obiectiv prin integrarea sa, bineînțeles, în Spitalul Județean de Urgență Bacău. A existat, sigur, această discuție în spațiu public legată de reorganizarea Spitalului Județean de Urgență prin cooptarea unor reprezentanți, fie ai primăriei, fie ai Consiliului Local, în structurile de conducere ale spitalului, motivată de efortul pe care municipalitatea l-a făcut de-a lungul timpului. Conform cu această variantă de lucru, primăria sau Consiliul Local ar fi trebuit să aibă niște persoane în Consiliul de Administrație a noii entități, însă Partidul Național Liberal nu este interesat de astfel de posturi, nu este interesat de o reprezentare de această natură în Spitalul Județean de Urgență, cu atât mai mult cu cât cei patru consilieri locali care se află în spatele meu, la care se adaugă, bineînțeles, viceprimarul municipiului Bacău, putem influența într-o măsură relativ mică deciziile Consiliului Local Bacău, alcătuit din 23 de membri. Îl rog pe domnul viceprimar să continue această discuție, după care voi face câteva concluzii de sfârșit și vă rămânem la dispoziție pentru eventuale întrebări. Te rog, Liviu. Bună dimineața! Din păcate, după 15 ani de la începutul lucrărilor, Spitalul Municipal este nefinalizat și s-a aflat permanent în centrul disputilor, în principal datorită orgoliilor. Cel mai bine s-a văzut acest lucru în martie 2020, când în calitatea mea de prefect, la început de pandemie, în situații în care a fost nevoit să gestionez întreaga pandemie la nivel județean, s-a văzut necesitatea existenței acestei investiții într-o formă care să fie pusă la dispoziția sistemului sanitar din județul Bacău. La vremea respectivă, bineînțeles că am depus toate eforturile, am reușit să adunăm
la aceeași masă pe toți factorii politici și am decis ca etajele 4 și 5 ale Spitalului Municipal să fie finanțate în așa fel încât pe tot ce înseamnă zona de COVID să avem asigurat actul medical atât de necesar. Bineînțeles că s-a întâmplat acest lucru datorită faptului că din 2016 și până în mai 2020 primarul de atunci nu a bătut un cui în acest obiectiv și bineînțeles că situația generată de acest lucru ne-a dus practic în imposibilitatea de a pune la dispoziția sistemului sanitar Băcăuan o clădire care să facă față necesităților din punct de vedere al actului medical. În așa fel încât Băcăuanii să nu mai fie necesar să se deplaseze în alte centre universitare. Ne aflăm practic în al 12-lea ceas. Este momentul să lăsăm orgolie deoparte. Este momentul ca să nu mai ținem cont de paternitate, nu ne mai interesează cine taie panglica. Este important ca să luăm cele mai bune decizii, având în vedere și faptul că, în acest moment, există posibilitatea ca prin fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, această investiție să se finalizeze. Este important ca Spitalul Municipal să fie inclus în rețeaua sanitară modernă a Bacăului, în așa fel încât cetățenii municipiului Bacău să beneficieze de act medical de calitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Liviu. Aș mai adăuga faptul că dacă este să vorbim despre majorități de guvernare, de opoziție din Consiliul Local, singura majoritate certă de acolo este cea între USR și Pro-România, partidul fostului primar, și este suficient să ne uităm la numele principalelor persoane care conduc cele mai importante instituții sau direcții. Că vorbim despre poliția locală, despre spitalul de pneumoftiziologie, că vorbim despre căpușa numită SSPM sau de direcția economică, o să regăsim în toate aceste locuri persoane ale fostului primar sau ale actualului primar. Totodată, aș mai spune că mai există o majoritate certă și cred că în viitor o vom vedea la suprafață din ce în ce mai des. Mă refer aici la o majoritate între USR și PSD și voi mai reveni pe acest subiect. Și există deja voturi ale acestei combinații politice legate fie de majorarea tarifului de salubritate, fie de creșterea taxelor din cimitire, cu alte cuvinte, o majoritate foarte clară atunci când se pune problema să-i taxăm suplimentar pe Băcăuani. Așadar, aș vrea să concluzionez spunând că după ce m-am consultat cu colegii mei, după ce m-am consultat cu anumiți membri ai guvernului și aș enunța aici cel puțin ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, după ce am discutat și ieri cu premierul Ciucă, am ales ca în acest moment să alegem cea mai rapidă perspectivă pentru finalizarea lucrărilor fostului spital municipal Bacău. Și acesta este un vot care arată că în ciuda dezastrului patronat de PSD de la Spitalul Județean, și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră a văzut cum dispar pacienții din saloane și pe urmă sunt găsiți decedați ulterior, cu aparținători tratați cu o indiferență cinică în prezența liderilor PSD și totuși este singura șansă sau cea mai bună șansă pe care în acest moment o identificăm pentru finalizarea acestui obiectiv. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Concret, cum ar veni finanțarea?
Din discuțiile pe care le-am purtat deja, finanțarea cea mai la îndemână ar fi prin PNRR și în ordinea posibilității finanțărilor aș enunța BEI ca finanțare secundară, Programul Operațional Sănătate ca finanțare terțiară și în ultimă fază buget local al Consiliului Județean, situație în care nu-mi doresc să ajungem vreodată, pentru că am văzut ce înseamnă acest lucru în cazul finanțării din bugetul local al municipiului, unde este greu de anticipat de unde ar putea administrația locală să găsească aproximativ 40 de milioane de euro, poate mai mult, suma necesară pentru finalizarea și darea în folosință a pavilionului. Dacă nu mai sunt... Partidul Național Liberal mai are o alianță cu Fusterion, să înțeleg, cu Consiliul Local sau, practic, e un moment de divorț sau predivorț, să spunem, la repetent? Pe subiectul spitalului municipal, dacă în contextul acesta vă referiți, eu cred că este foarte greu să vorbești despre politică în același timp cu un obiectiv atât de sensibil și atât de important pentru Băcăuani. Eu, până la urmă, pot vorbi în numele celor patru consilieri locali la care se adaugă viceprimarul municipiului Bacău. Și repet, așa cum am spus mai devreme, speranța noastră este că, prin votul nostru, vom duce la finanțarea și la terminarea cât mai rapidă a acestui obiectiv de investiții. Mai departe, primarul Viziteu, consilierii locali ai USR și ceilalți consilieri locali până la urmă, sunt convins că, așa cum le va dicta conștiința și cum vor considera ei că e mai bine pentru Băcăuani, vor vota. Dar nu e o linie roșie, ca să citez din expresiile unor competitori politici. Până la urmă, nu e un subiect care să ne despartă sau să ne creeze o problemă în Consiliul Local. Am spus-o de mai multe ori, noi votăm orice proiect de hotărâre de Consiliu atâta timp cât considerăm noi că el este benefic pentru Băcăuani. Și cred că ședința de astăzi este un foarte bun exemplu. Nu a fost o decizie ușoară, am discutat zile întregi cu colegii mei, dar sunt astăzi încredințat că am luat cea mai bună decizie. Vă mulțumesc!